Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată ora 4 și jumătate, n-am stat pe gânduri, trupa este prezentă, piticii de clasa 4 au și sosit la sala noastră, gata să intrăm în probleme de matematică, da? Să începem să facem probleme. Am lăsat problema aceea ieri, acolo cu... am dus-o noi până la un moment dat să facem un alt număr, un alt număr de bile, nu acela care a fost dat la Olimpiadă, da? Hai să formulez eu acum. Sau formulează cineva? Am avut pe tema o problemă. Ia să văd, zi-o, te rog. Erau... în cutie erau 3027 de bile. Deci în cutie se află... Hai să șterg asta, că e clasa... Aici e clasa A, 10-a seară a fost. Așa că până aici clasa A, 4-a. Tema pentru acasă. Compunem și probleme. Așa, poftim... Erau în cutie 3027 de bile. Deci în cutie, în cutie 27 bile. Bile de culorile. În albe, roșii, negre. Albe, roșii, negre și galbe. Da? De patru categorii. Era una albă, două roșii, trei negre și patru galbene. Deci, cu cele 3027 de bile. Așa, perfect. Deci cu cele 3027 le aranjăm ca biluțe, parcă ar fi mărgele, spuneam eu, nu? Într-o ordine care se însemne așa. Una albă, două roșii, trei negre și patru galbene. Patru galbene. După ce am făcut primul echipaj, începem din nou. Una albă, cum Ștefan ia? Una albă, cum ce urmează? Două roșii. Trei negre. Așa. Patru galbene. Așa. Și iar reluăm una albă. Două roșii. Așa. Trei negre. Da. Patru galbene. Și tot continuăm așa până când le epuizăm pe cele 3027. 3027 de biluțe, da? Întrebarea mea este câte grupe de acestea putem face? Câte bile sunt de fiecare culoare? Perfect. Și câte bile trebuie să luăm pentru a fi sigur că am luat 5 bile negre? Perfect. Deci, întrebările sunt 1. Câte sunt albe? Câte grupe putem forma? Da. Forma? Câte grupe putem forma? 2. Câte bile sunt de fiecare culoare? Da? Câte bile sunt de fiecare culoare? Și 3? Care era întrebarea? Câte bile trebuie să luăm pentru a fi sigur că am luat 5 bile negre? Care e numărul minim de bile? Care este numărul minim de bile? Care este numărul minim de bile pe care să le luăm, da? Pe care să le luăm pentru a fi siguri că am luat 5 bile negre. Că am luat 5 bile negre. Că am luat 5 bile negre. Am aflat albele. Ai aflat albele? Am aflat câte grupe sunt. Și eu. Și am aflat câte... Și câte grupe sunt. Câte le-am făcut. Le-ai făcut pe toate? Da, Ramona! Atunci, tu, Ramona, fiindcă tu le-ai făcut acasă, am înțeles asta, tu te gândești acum câte bile trebuie să luăm, deci îți formulez o altă întrebare pentru tine, i-a lucrat acasă foarte hotărât, a fost, câte bile trebuie, câte
Care este numărul minim de bile pe care să le luăm pentru a fi sigur că am luat 7 bile, că luăm și 7, că luăm 7 bile galbene. Deci, câte? Care este? Care este numărul minim de bile? Bile pe care le luăm pentru a fi siguri că am luat câte azi? 7 bile, nu? 7 bile negre. Pe urmă, tot așa formulat, pentru că am luat negre, aici, nu, galbene am spus. Galbene. Galbene. Și pe urmă, tot așa formulată, cu 10 bile albe. Apoi cu 11 bile roșii. Deci am formulat 4 probleme. 4 întrebări. Am aflat toate numele, toate bilele. Voi lucrați în pădurare, că aveți întrebări, nu? Deci lucrați în jite, eu am să încerc să discutăm cu, cu Ștefania. Ștefania, da. Hai să vedem. Într-o grupă câte bile ne intră? Hai să vedem câte bile intră într-o grupă. 10. Deci, 1 și cu 2, 3 și cu 3, 6 și cu 4, 10. Perfect! 10 bile sunt într-un echipaj. Da. Întrebarea este, câte grupe de câte 10 putem forma? Prima întrebare. Câte grupe putem forma? Facem 327 împărțit la 10. Foarte bine! Deci, pentru a afla numărul de grupe, 3027 împărțit la 10, cât face? Păi, ca 10 în 30? Merge de 3 ori. 3 ori 10, 3 ori 10, 30. Nimic. Oborâm pe 2. Merge 10 în 2 de 0 ori, nu? Da. Apare 7. 27, 10 în 27 merge de 2 ori, 2 ori 10, 20, și rămâne rest 7. Adică, câte grupe avem? Avem 302 grupe, de acord? Da. 302 grupe, iar la 303-a, deci ultima grupă este așa, una albă, două roșii, negre, negre de 3 ori, galbene, 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 galbene. Asta e a câta? E a 302-a, da? 302-a grupă. Deci toate sunt așa cum te pun de 302 grupe. Și a 303-a mai avem doar 7 bile. De acord? Da. Și începem. Una care? Albă. Zi, zi de-a. Una roșie. Două roșii. Două roșii, așa. Da. Negre. Așa, 3. 3 negre. Și câte m-am dus acum? Sunt 3 și cu 3, 6. Și una galbenă. Și una galbenă. Corect. Și acum, te rog să aflăm câte bile sunt de fiecare culoare. Deci, în total, câte grupe sunt, ca să răspundem la prima întrebare? Câte grupe se pot forma? 302 grupe. Grupe complete, da? Da. Complete. A 303-a grupă, a 303-a grupă este incompletă. Da. Că nu mai sunt 4 galbene. Da. Sunt numai câte? O singură galbenă, singură, da? Galben. Întrebarea este, câte sunt albe? Ia să văd. Dacă să aflăm numărul celor albe, numărul bilelor albe. Deci, la a doua întrebare, răspundem.
Albe sunt? Albe egal cu? 303. Excelent ai spus. 302, că sunt câte una în grupă. Și mai este încă una aici, care este, nu, a 303. Da. Foarte bine. 303 sunt albe. Te rog să-mi răspunzi câte sunt roșii. 305. 305. Da, fii atent că sunt câte două în fiecare. 334. Deci 302, dacă erau câte una. Dacă sunt câte două, înseamnă 302 de două ori. Da. Da? Deci trebuie 302 să înmulțim cu 2. Da. Deci numărul celor roșii sunt. Nu sunt exact cât grupele. Când fiecare grupă sunt câte? Câte două. Da. Deci se multiplică. Sunt de două ori mai multe. A. Da? Da. Deci 300 cât? 303 înmulțim cu 2. Da? 303 înmulțim cu 2. Și cât din e? 2 ori 3. 6. 2 ori 0. 0. 2, 3, 6. 600? 606, la care mai adăugăm? Care mai adăugăm 2. Așa. Sunt? Și facem 608. 8. 608. Foarte bine. 608 sunt roșii, da? Acum, negre sunt câte? Negre. Și facem 608 înmulțit cu... Nu, atenție! Împărțit. Atenție! 302 sunt grupe, da? Și când au fost câte două, le-am mulțit cu 2. Dar acum când suntem 3, mulțim cu 3. 3. Deci vine cât? 302 ori 302 ori 3. Dar de ce am zis eu 303 ori 2 aici? Am greșit. Trebuia 302. Că sunt 302 grupe. Am greșit, da? 302. Atenție, Ștefania, să nu mă lași să mai greșesc. Da. Deci 302 ori 2 și vine 2 ori 2, 4. 604. 604 și cu 2, și cu 2, 604 și cu 2, 606. Deci corect este 606, nu 608. Acum, 302 ori cât înmulțim acum? Ori 3. 3. Și bine, te rog să înmulțești. 3 ori 2. 6. 3 ori 2, 6. 3 ori 0, 0. 3 ori 3, 9. 9, așa. Da? 3 ori 3, 9. Da. Sunt 906 în grupe. Dar mai sunt încă 3. 1, 2, 3. Deci la 306 plus 3. Și este egal cu cât? 909 sunt negrele. Iar galbenele sunt, câte sunt în fiecare grupă? 4. Deci pe 302 trebuie să mulțim acum cu cât? Cu 4. Cu 4. Deci 302 înmulțit cu 4 egal cu 4 ori 2, 8, 0, 4 ori 3, 12. 1208. Și cât mai adăugăm? Mai adăugăm una. Una. Adică 1209. 1209 sunt galbene, da? Da. Deci galbenele sunt 1209. Repet, am adunat, albele am aflat că sunt 303, roșii sunt 606, negre sunt 909, și galbele sunt 12.209. Dacă le adunăm pe toate, trebuie să ne dea 3.027. Da. Ia să vedem, îi da așa? 9 cu 9, 18. Și cu 9 iar, că 3 cu 6 fac 9. 3 ori 9, 27. Da. 2, aici e 0, 27. Da. Perfect. Deci 27 am obținut. Și acum? 3 și cu 6, 9 și cu 9, 18 și cu 2, 20, 0 și 2 da. Și cu 1, 2 și 1, 3. Deci 3.027. Este perfect. Am gândit excelent. Da. Am făcut și o probă. Deci dacă am aflat
303 sunt albe. Așa că o dați și vouă? Da. Da? 303 albe. Roșii, 606, noiembrie. Da, da. E bine, noiembrie, da. Da? Negre, 909, mi-a dat da. Nouă. Da. Galbene, 1200? 9. Da. 1209. Perfect, da? Da. Și acum, întrebarea următoare. Câte bile, care este numărul minim de bile pe care să-l luăm pentru a fi sigur că am luat 5 bile negre? Noiembrie? Trebuie să facem 303 plus 606 plus 1209. Da. Deci numai pe negrele nu le iei în calcul, da? Da. Fiindcă pe ele le ai în vedere, să le poți extrage. Așadar, adune bilele albe cu roșii și cu galbene, că de parcă s-ar întâmpla ghinionul cel mai mare cu putință când extragi, să tot dai peste cele albe, să dai peste cele roșii, și îți dai peste cele galbene și nici cum să nu dai peste una neagră, da? Deci, de aceea le adunăm pe celelalte de culorile. Nouă ni se cere să găsim bile negre, nu? 5 bile negre. Așa. Deci le adunăm pe celelalte de culorile nu opuse, adică albe, roșii și galbene. Și cât face? 2111. Deci albele. 118. Albele plus roșiile plus galbenele. Este egal cu 2118, da? Da. 2118. Și acum la ele punem încă 5. 5. Și ne dă 2123. Deci da. Plus 5 se fac 2123. Deci 2123 de bile trebuie să extragem noi din urna ce sau din unde era într-o... între ce să erau acolo, nu mai știu în ce erau, am uitat. Cert este că de acolo trebuie să extragem 2123 ca să fim siguri că luăm și 5 bile de care? 5 bile negre. Deci numărul minim de bile care să le extragem din cele 3027 este, numărul minim este 2123. Deci la întrebarea care? La întrebarea 3, la 3, răspundem. Pentru 3, Ștefania, deci ce spunem? Adunăm albele plus roșiile. Ai adunat acolo? Scriești tu, albe plus roșii plus galbene pentru a răspunde la 3. Albe plus roșii plus galbene egal cu 2118. Adică trebuia să spunem 3003, da? Plus 303 plus 606 plus 1209 și face 2018 plus 5 și face 2123, da? Deci la 4, răspunsul corect, trebuie să extragem 2123 de bile. Deci pentru 3, răspunsul la 3, răspunsul corect ar fi 2123 bile. Pentru 4. Răspunsul corect. Stefania, vrem să extragem acum ce fel de bile să tragem? Galbene. Ca să extragem galbene, înseamnă că, îmi pare rău, am greșit aici. Trebuie să zic, albe cât au fost? 300? 3. 303. Roșii au fost? 606. Negre, 909. Și galbene, 1209. Acum vreau să extrag galbene. Ce fac ca să extrag galbene? Adun toate celelalte culori în afară de galben. Da. Adică adun pe cine? Pe... albe, roșii și negre. Și... Da? Deci albe plus roșii plus negre este egal cu 303 plus 606 și plus 909. Adică o să zicem 30 cu 6, 90 cu 9, 18. Deci 8 și 1. A, 18, cât de acum sunt numai 0 ori aici, nu? Păi da. Deci 18 aici, corect. Și acum iar 36
99-18. Și eu zicem 18. Deci 1818, da? Da. Și la 1818 câte mai adăugăm? 7. 7 plus 7. Și 7 și 8, 15, 2, 8, 1. 1825 de bile trebuie să extragem pentru 4. 1825 bile. E răspunsul pentru 4. 5. Pane și 5-ul. Este aici, când vrem să extragem bile albe. 10 bile albe. Noi, hai să adunăm roșii cu negre și cu galbe. Perfect, nu? Adunăm roșii, negre. Deci pentru 5 zicem roșiile plus negre plus galbene egal cu 606 plus negre 909 plus 1209. 1209 și este egal cu 6 și cu 9, 15, nu, 9 și cu 9, 18 și cu 6, 24, nu? Da. 4 și 2, dar scriu 2 deja. Da. Că 0 am de acum la cifra 10-lor. La cifra unități, la cifra sutelor am 2 și cu 9 face cât 11 și cu 6, 17, 7 și 1. Ducem și cu unul ăștia fac două, da? 2724. 2724. Plus cât? Plus 10. Plus 10. Și care face 2734. E bine așa, vă dați vouă? Da. 2000, deci răspunsul corect este 2734. Și 6, în sfârșit la 6, răspunsul corect, ne-l dă Noemi, că tot ridicam mâna. 2734. 2000. A, la... La, când extragem bilă albă. A, sau am ce, nu, albă. Am greșit, bilă albă. Roșii, 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 da. Am greșit o operație aici. Mie mi-a dat 2432. Mie mi-a dat 2431. 31. Se împărcăm. 32. 32? Da. Două răspunsuri cu 32. Fetele, se pare că au dreptate. Da. Tu ești convins că n-au dreptate. Îi împărcăm în Ștefania? Da. Hai să îi împărcăm. Fiindcă vrem roșii, adunăm pe cine? Adunăm albe. Adunăm plus albele, negre și galbene. Galbene. Și egal cu albele înseamnă 303. Plus negrele care sunt 909. Și plus galbene, care sunt 1209. Da. Și iată să vedem cât fac aici. 9 și cu 9, 18 și cu 3. 18 și cu 3, 21. Și 1. Da? 1 și 2. Ba, scriu și pe 2. Da, că e 0. Da? 21. Și acum, la sute. 3 și cu 9, 12. Și cu 2, 12 și cu 2, 14. 4 și 1, 1 și 1, 2. Deci 2421 plus 11. Plus 11 și fac 2432. 2432. Hei, pierdut! Ai pierdut! Fetele au fost mai exacte. De ce ți-o dat 2431? Pentru că atunci când am scris, în loc să scriu 1209, am scris 1208. A, aici, 1208, da? Aici e greșit, sigur, da. Asta este, mă mai atent să fiu la calcul, deci 2432. Și cu asta am formulat, acum cred că am înțeles problemele de asta să-l facem. Dacă știați șmecherie asta, putea să faceți la olimpiadă perfect. Nu așa? Dacă aveați tot meșteșugul ăsta pus la punct. Era o joacă pentru voi. Da? Nu-i nimic. Am învățat acum să vă punem probleme. Acasă, vă cer, după modelul de aici, modificând numărul de bile, luați un număr de bile cât vreți voi și cu tot cu 4 culori. Puteți vă gândiți la 5 culori. Mai tare problema.
Deci una albe, roșii, negre, galbene și verzi. Șase verzi. Nu știu câte bine. Cinci verzi. Cinci verzi. Deci faceți cu cinci culori. Una albă, două roșii, trei negre, patru galbene și cinci verzi. Și apoi șase albaste. Vă puteți gândi și mai mult, nu? Deci, practic, vă puteți gândi la probleme foarte frumoase, foarte tari. Și numărul, nu 3027, un număr care vreți voi. Păi nu, păi toți bani rog eu mai. Păi cum și mă cunosc? Și maroși, păpăcarei și albastre și mop și... Cum vreți voi să fie probleme cel mai frumoase. Și doamna învățătoare veți discuta așa. Doamna învățătoare, iată ce probleme putem noi face acum. Am învățat să compunem problemele cele mai tari, cele mai interesante, în condițiile în care am descoperit șmecheria asta. Da? Acum prof online am descoperit niște lucruri foarte tari. Am pus la punct tehnica de compunere a unor reghișiții, a unor probleme. Și am descoperit că profesorii care, sau învățătorii care compun, au și niște șmecherii puse la punct. Și de-aia pe noi ne pun la treabă după ce aranjează așa ceva. Asta va fi. Acum, știți ce? Hai să-i punem la încercare cu problema aceea care știm și noi foarte tare. Cu 77 biciclete? Nu. Cu 77? Nu, 77. Am făcut o parte dată. Ai văzut, ai prins o problemă aceea, produsul al două numere? Da. 77 și adunarea lor. Aha. Da? Care sunt acelea? Da. Vă interesează? Da. Da, facem probleme de alea cu biciclete și triciclete? Facem și de acelea. Facem însă acum cu iepuri și cu găini. Da? Deci în curtea unui gospodar, hai să zicem o problemă, statul meu și-o lătează. În curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. Da? În curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. În curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. Dacă le numărăm capetele, dacă le numărăm... Am găsit-o pe internet, da? Da. Așa, picioare și... Așa, să vedem acum. Dacă ați înțeles-o. Dacă ați înțeles-o pe internet, e lucru excepțional. Deci, în curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. Dacă le numărăm capetele, sunt în total 47. Dacă le numărăm picioarele, sunt... 47 capete? Da, adică la un loc. Iepuri și găini, la un loc, 47. Iar dacă le numărăm picioarele, noi iem capul sus, nu te iert deloc. Nu te iert deloc. Sunt cu ochii pe tine. Dacă le numărăm picioarele, sunt 150. 150. Câți iepuri și câte găini sunt în curtea gospodarului? Deci picioare sunt 150, iar capete 47. Întrebarea este... Câte găini și câți iepuri sunt în curtea gospodarului? Deci picioarele 150, 47 sunt capetele. Câte găini și câți iepuri sunt în curtea gospodarului? Picioare, nu? Da. Eu nu știu dacă poate. Ați văzut voi numai la tu trei picioare? Da. Da? Da. Cu găină? Nu e bună problemă. Nu e bună? Nu. Da. Știu picioarele.
Trebuia să facem doi 150. Trebuia să presupunem că toate sunt găini și le împărțim la doi și ne dă 75 și sunt prea multe decât număr. Deci minimul de capete e 75. Și maximul e 150. Numărul de picioare, spui tu? Nu, numărul de capete. Sunt două. De ce? De ce? De ce crezi tu că mai bine? Pentru că am presupus că toate sunt găini și am împărțit la 250. Da. Deci dacă ar fi toate găini, 47 ar fi toate găini. Da, am împărțit la 10 și ne-am dat 75. Și ce? Iată ce face ea. Deci dacă toate ar fi găini, și câte? Și ne-am dat 75 de găini. Stop. Uite ce agresivă este Ramona. Ramona nu ne lasă nici măcar un pic să ne prindem probleme. Ramona, dacă ar fi cele 47 de capete, hai să facem cerculețe, da? Deci, un cap, două, și așa mai departe, trei până la 47. Și le-am pune câte două picioare, da? Deci dacă le-am pune câte două picioare, de-ar fi toate găini, toate ar fi găini, câte picioare am consumat? Deci dacă ar fi toate găine, 47 fiind, 47 fiind că dau câte două picioare la fiecare găină, 47 ori 2 ar fi picioare. Deci 47 ori 2 egal cu 94 de picioare. Am consumat 94 de picioare. Și câte picioare am să scăsăm? 150. 150. Și acum scădem din 150 pe 94. Deci din 150 minus 94, care le-am consumat, să vedem ce picioare mai avem în plus. Da? Și ce se întâmplă? 4 din 10, 6. 9 din 14, 5. Mai am 56 de picioare în plus. Ai înțeles ce ai făcut? Lasă că timp. Vezi, acum discutăm, după ce discutăm probleme. Păi da, și sunt faci pe iepuri, asta înseamnă. Da, că faci pe iepuri și apoi faci 47 minus iepuri și ne dă găină. Dar de ce 14 iepuri? Pentru că împărțit 56 împărțit la 4. Da, dar de ce la 4? Deci la 4? Pentru că au la 4 picioare. Au patru picioare, sigur că da. Dar acum am presupus că toate sunt găini, da? Da. Și ca să fac o găină, să o transform în iepure, câte picioare mai dau la o găină? Două. Păi, eu am 56, da? Da. Și iau două și am făcut prima găină, am făcut o iepure. Împărțit la doi. Te-am prins. Am împărțit la patru. Păi nu aveam două picioare date de data trecută? Deci la unde, la cine trebuie să împărțim pe 56? La 2? 28. La 2, când mai câte două picioare dăm. Și ne 28. Da? Deci împărțim la 2 aici. Ce am făcut? Iată, am făcut. L-am făcut pe prima găină, am făcut o iepure. Mai dăm încă două picioare și am făcut o iepure. Încă alte două picioare și iarăși iepure. Deci practic 56 trebuie să împărțim la cât? 56 se împărțim la 2, cât dăm câte 2. Și ne dă 28. Da, 28. Și 19 găini. 28 sunt iepuri. Da? Iepuri. De 28 iepuri. Și ca să vedem găinile, scădem din numărul total. Da. Deci din numărul total, cât am zis, 47, scădem pe 28 iepuri. Da? Zicem 47 minus 20, 47 minus 28 și face cât? 19 găini. Da. Așa. Deci găinile sunt 19, fiindcă am transformat pe rând fostele găini, nu? Noi am presupus că ar fi toate găini, foarte important, toate găini. Am consumat astfel din câte 94 de picioare, că îi vine 47 ori 2, 94 de picioare, scădem
din 150 cât am format în problemă pe 94, ne rămân 56 de picioare care vin de la iepuri. Și atunci, ca să transformăm găina în iepure, îi mai punem două picioare. Nu așa? Și atunci, ăsta e motivul pentru care pe 56 îl împărțim la 2, nu la 4. Când ați plecat cu ideea că împărțiți la 4, v-ați gândit că iepurile are 4 picioare, dar nu știți că am dat 2. Dacă am fi împărțit la 4, ar fi iepuri cu 6 picioare. Ar fi fost iepuri cu 6 picioare, sigur că da. Că două deja le-am dat. Nu? Două le-am dat. Iar patru, când îmi pui încă 4 picioare, e prea mult. Mai 2 le trebuia. De ce împărțim la 2 ca să aflăm câte grupe de câte 2 facem? Și iată, ați spus 28 de iepuri. Foarte frumoasă problema. Tot cu 47 de capete, formăm o altă problemă. Deci, tot 47 de capete sunt în curtea gospodarului. Da. Da? Tot 47 de capete. Iar numărul picioarelor este 180. Picioare 180. Întrebarea este câți iepuri și câte găini sunt în curtea gospodarului. Am păstrat numărul de capete, 47, dar am modificat ce am modificat. Numărul picioarelor. Aflați câte găini și câți iepuri sunt în curtea gospodarului. Aflați câte găini și câți iepuri sunt în curtea gospodarului. Deci noua problemă e cu 47 capete și 180 picioare. Câte găini și câți iepuri sunt în curtea gospodarului? Sunt 43 iepuri și 4 găini. Proba? Da. Și facem proba? Acum atenție. Și eu. Adică faceți proba. 43 mulțește cu 4. Și pe urmă găinile cu 2. Și vezi dacă îți dă numărul picioarelor. 180. Câte găini sunt? 43. Patru. Da. Și iepuri trebuie să dat? Câțiva. Patru. 43 iepuri? Da, ne dă. Da, și ne dă. Patru. Nu dă. Găini. Și patru găini? La fel. Băi, dar faceți proba, bă, să vedeți dacă e bine. Da, făcut. E făcut proba? Da. Da. Bă, da, ne dă. Bă, dar nu se poate. Bă, mai dau altă problemă. Așa de iepuri să le faceți, nu? Da. Sunt tot 47 de capete, tot 47 de capete, dar 153 de picioare. 153 de picioare. Ștefania, eu nu cred că au făcut bine. Eu nu cred că au făcut bine. La deși, a doua? Dar la prima problemă. Răspunsul a fost cât aici. La găini. La găini au spus că patru găini? Patru au spus? Câte a spus găini? Da, patru găini. Patru găini, patru, la găini patru și la iepuri egal cu 43. Eu nu cred că au făcut bine. Hai să verificăm. Păi 43 mulțit cu 4. Deci 43 ori 4 face 4 ori 3. Dar nu e bună a doua problemă. Da, ne dă corect. Da. Pentru că numărul de picioare trebuie să fie 4. Da, ne dă corect. Pentru că trebuie să se împarte la 2. Ne dă corect asta. Adică, da. 100 cât am zis? 159. A spus 153. 153, de ce nu e bine? Pentru că trebuie să fie numărul de picioare, să se împarte la 2. Da, trebuie numărul. Dar nu se poate. Dar de ce nu se poate? Nu se poate, ne dă corect. Adică ce, nu se poate 153 de picioare? Nu! Trebuie să fie 154, 155.
Da? Cum așa se poate? Da. Sau acum trebuie să ne dăm... Nu. Adică ar însemna că există iepure cu trei picioare, nu? Da. Sau găină cu un picior. Da. Și asta e imposibil, nu? Când noi adunăm un animal de pare, 4 și cu 2. Da. 4 și cu 2. Da. Care face 6. Deci nu se poate să facă cu 3. Deci ce nu mai dat? Deci nu... V-am păcălit? Da. M-am păcălit. Ce bine că mă... Dar nu v-ați, nu v-ați lăsat voi păcăliți. A spus, nu se poate. Nu e posibil așa ceva. Dar ați înțeles de ce, nu? Da. Deci trebuie să dau un anume repare. Niciodată să nu dau. Dar vedeți că m-am uitat. Da? 83 nu se putea. Categoric, categoric. Da. Deci așa este. Bun. Altă problemă. Tot cu 47 de capete. Da. Tot 47 de capete. Anunțeam 47. Și... 200 de picioare. 200 de picioare. 47 și 200 de picioare. Acum numărul e prea mare. E fus. Cum să fie prea mare? Nu e sănătă. E perfect. Perfect. E greșeala ta. Și să nu fie cu 200 de picioare? Da, e prea mare. E prea mare. Adică cum? Da, e prea mare. 53 de picioare. Cât? Da, 53 de capete. Nu, 53 de capete. 53 de iepuri, așa. 53 de iepuri și 147 de capete. Iar mi-a spăcărit. Iar mi-a spăcărit. Deci la picioare cât trebuie să dau cel mult? 54. Deci câte picioare maxim trebuie să dau? 200 a fost prea mult. A, 53. 177. Da? Pentru că facem, presupunem că nu sunt iepuri și facem 47 ori 4 și ne dă 177. Aaa, surprins de poanta asta. Că dacă ar fi toți iepuri, da. 47, da. Deci 47 dacă ar fi toți iepuri, da. I-am înmulțit cu 4, da. 4 picioare. Nu? Și 4, 7, 28, 4, 4, 16 și cu 2, 18, deci 188 maxim, 188 de picioare maxim. Nu trebuie să depășe pe 188, că dacă dau 190, greșit. Atunci facem 188? Deci, nu, nu, vreau să vedem care e numărul de picioare cu 47, deci cu 47 de capete. Pot forma fel de fel de probleme. Da, câte acum? Maximum 188. Da? Maximum 188. Și minimul cât? Nu. Hai să spunem, poți să spun 60 de picioare? Nu. Nu. De ce pentru nu? Pentru că 47 ori 2, pentru că presupunem că toate sunt găini. 47 ori 2? Dacă ar fi toate găini, 47 ori 2 cât ar face? 47 ori 2. Asta făceam la fiecare. 2 ori 7, 14, 2 ori 4, 8 și cu 9. Deci, problemele cu 47 de capete înseamnă așa, picioarele, trebuie să se cuprinde, să fie în intervalul de la 94 până la 188. Deci, eu când formulez probleme, ca să aibă rost, să fie corectă formulată, nu trebuie să mă, cu numărul de picioare, trebuie să mă încadrez de la 94 până la 188. Când dau pe 94, înseamnă că toate sunt ce? Găini. Toate sunt găini. Când dau pe 188, toate sunt... Iepuri. Da? Toate sunt iepuri acolo. În concluzie, cu 47 de capete pot forma probleme. Câte probleme? Pe 94 pot forma, până 96, 98, 100, 102, 104, 106 și mai departe. Până la 188. Foarte multe probleme faceți. Da? Eu ați văzut ce am făcut. Eu am dat, la început am zis, 150 de picioare. M-am încadrat aici. Asta era șmecheria. Eu m-am știut unde să mă încadrez. Da? Între 100, 150 am rost. Când am dat 200, am ieșit din interval. Nu putea să aibă rost. Dacă dau acum 60 de picioare, nu mă pot să fac probleme de astea. Deci numărul de picioare, spunem așa, observații, foarte importantă.
spune. Observație foarte importantă. Observație foarte importantă. Cu 47 de capete, putem formula multe probleme. Cu 47 de capete, putem formula multe probleme corecte, multe probleme corecte, dacă avem grijă ca numărul picioarelor să fie cuprins, Stefania, între? 94 și 188. Așa, numărul picioarelor să fie între 94 și 188. Numărul picioarelor să fie între 94 și 188, dar numai numere pare. Deci numai numere pare. Nu-ți dau vreodată 151 sau 137 sau știu ce spun acolo, că nu-i posibil problema. Deci să fie numai numere pare și numai cuprinse de la 94 la 188. Da? Deci am presupus că ar fi toate găini și apoi toate cele 47 cei 47 să fie mai iepuri, atunci problema merge foarte bine. Să întrerup acum ca să formăm cel de-al doilea fișier. 46 e foarte bine.